Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În această zi, în această emisiune, am o invitată specială. Specială spun eu, pentru că invitata Carp Coca, bine ai venit, îți spun. Bine v-am găsit. A fost și colega mea și este invitată în calitate de profesor. Mulțumesc frumos pentru invitație, Marc. Mă bucur că ne revedem și sper că și telespectatorii noștri vor afla informații importante, folositoare. Utile, importante și multe din culise, și zic multe eu. Din culise. Da, din culise, pentru că, într-adevăr, sunt multe lucruri care nu se știu public și atunci noi le putem spune. A fost o perioadă dificilă, încă n-am ieșit din ea și când spun acest lucru mă refer la perioada pandemiei care a început în martie, în a doua jumătate a lunii. Și în prezent încă trăim experiența asta neplăcută. Învățământul a avut de suferit, ca și alte instituții și în plan economic. Cum a fost școala în această perioadă de timp? Cum te-ai descurcat cu copiii? Ce ați făcut în această perioadă? Pentru că este o adevărată poveste. Da, într-adevăr, nu s-a așteptat nimeni. Trebuie să recunoaștem că acest virus va ajunge atât de repede și la noi în țară. Dacă la începutul lunii ianuarie, chiar după sărbători, mi-aduc aminte că se făceau tot felul de glume în momentul în care auzeam pe la știri despre ceea ce se întâmpla la nivel mondial, în China și așa mai departe, spuneam nepăsători, lasă că nu ajunge aici, noi suntem imuni. Într-adevăr, la începutul lunii martie am văzut cu repeziciune că au început să crească numărul cazurilor și, din păcate, spun eu, s-a luat acea decizie prin care cursurile au fost suspendate în școli, dar nu suspendate definitiv, total, pentru că s-a trecut la învățarea online. A fost foarte greu, pentru că, în primul rând, prima dată a fost decizia aceea, copiii să stea acasă, cadrele didactice să vină la școală. Apoi sindicatele au reacționat și, bineînțeles, și cadrele didactice au spus, ok, dar noi nu suntem și noi expuși acestui virus, doar copiii. Nu se știa, a fost așa o perioadă de ceață, câteva zile, că nu știam. Se știa. Nu, da, nu știam ce o să facem. Era până la urmă începuse, structura anului școlar a fost modificată față de celelalte cu care eram obișnuiți până acum. Am început în ianuarie al doilea semestru, un semestru lung din punct de vedere al numărului de săptămâni. Am zis, e jumătatea lunii martie, ei lasă, că probabil pe la 1 aprilie sau o să se prelungească și venim în vacanța aceea de primăvară, în vacanța de Paște, să fie totul foarte bine. Din păcate nu a fost așa. Și și elevii la un moment dat au luat-o ca pe o vacanță. Ura, stăm acasă, nu mai avem de făcut. Bucuria copiilor. Trebuie să recunoaștem că au fost foarte bucuroși și inclusiv vorbesc și de copilul meu că și el a fost foarte bucuros. Trezitul de dimineață, lecțiile care erau, era firesc. E un sentiment normal. Și noi când eram mici și ne bucuram foarte mult atunci când se întâmpla ceva și ne duceam la școală. Edi era în culmea fericirii. Da, era în culmea fericirii, până la un moment dat a fost în culmea fericirii și o să vă povestesc și din experiența de părinte, nu numai din experiența de profesor. Nu este niciun foarte bine pentru că e dublu rol la urma urmei și ai experimentat cele două situații. Da, am experimentat cele două situații și nu a fost ușor nici într-un caz, nici în celălalt. Pentru că dacă până la vacanța de Paște am încercat să nu rupem legătura cu elevii, să le vorbim, eu știu, la telefon cu ei, să le mai trimitem niște fișe și așa mai departe, ne-am văzut în situația de a continua, clar era decizia Ministerului, de a continua cursurile în mediul online. Și aici a început marea problemă. Lucrez într-o școală la 23-24 de kilometri de Roman, la școala gimnazială din comuna Boghicea. Am peste 20 de ani de când lucrez acolo. Și culmea este că sunt copii
care sunt, da, dar care au domiciliul mai departe de Boghicea. Adică la vreo 30 ceva de kilometri de Roman. Da? Deci de la Boghicea, am de la Slobozia, de la Nistria, sunt sate acolo mărginașe ale comunei. Și a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că am început să ne agităm noi, profesorii, în primul rând. Era o chestiune total nouă pentru noi. Pentru sistemul de învățământ pentru și noi, pentru în primul voi ca rând. Contactul acela vizual cu elevii, copiii noștri, cum îmi place mie să spun, știu că sunt ai noștri, pentru că noi creștem, noi încercăm să îi dezvoltăm frumos din toate punctele de vedere, nu numai științific. Și în felul acesta sunteți foarte apropiați de ei, astfel încât să le câștigați încrederea, respectul și dorința de a învăța. Sigur că da. Și până la urmă, cadrul didactic, întotdeauna, pentru mine, de când eram mică, a fost un model atât la exterior cât și pentru interiorul lui, pentru ceea ce ne transmitea, pentru sufletul lui, pentru blândețea lui. Nu poți să faci asta atât de vizibil în fața monitorului sau în fața telefonului. Nu transmiți aceleași sentimente sub nicio fizice formă pe care le aveai în clipa în care erai față în față cu elevul. Exact. Și percepția la urmă urmei este total diferită. Pentru că în fața ta este un ecran, o tabletă în care vezi, da? Și aia e. Să știi că de multe ori, o simplă privire pe care... Se transmite. Deci te uiți la el și îi arunci o privire, copilul te înțelege. Asta în mediul online sau fizic? Nu, fizic. În momentul când ești fizic la școală. E privire de apreciere, poate uneori de mustrare și nu trebuie să spui ceva. De aceea, uneori nu înțeleg. Și o simplă privire e de ajuns e ca de să-și ajuns. Dea seama că trebuie să stea cu minte, liniștit sau scrie. Da, și nu numai zâmbetul, mimica, gestica, toate acestea duc la legătura pe care o are cel de acolo, eu nu mai zic din fața catedrei, îndrumătorul, da? Și restul clasei. O altă problemă a fost aceea a dotărilor. Inclusiv cadrele didactice. Problemă foarte importantă, despre care chiar vreau să te întreb, dar uite că mi-ai ridicat mingea la fileu. Poate că am lucrat în domeniu și atunci de asta știi despre ce, știu despre ce vrei să mă întrebi. Sigur. A dotărilor și a faptului că profesorii nu sunt sau nu au fost pregătiți, o parte din ei nu iau contact cu această digitalizare la nivelul acesta, da? Au fost puse la dispoziție acele platforme. S-a intrat în panică. Wow, nu știu cum să fac. Gândiți-vă că sunt profesori care sunt în pragul pensiei, da? În pragul pensiei. Și chiar dacă au învățat să facă un ort, să facă o fișă, a fost foarte greu să se adapteze la această modalitate de... La început am spus, nu predăm, facem doar consolidări, luăm legătura cu elevii cât de mult putem, le dăm fișe. Chiar inspectorii școlari ne-au trimis tot timpul e-mail-uri cu ceea ce s-ar putea lucra, cu materiale pe care am putea să le punem la dispoziția elevilor. Ați avut o legătură strânsă? Să înțeleg. Astfel încât ei vă ghidau, vă dădeau informații sau vă propuneau modalități exact, de învățare. Exact, da. S-a întâmplat că unii dintre colegi să nu aibă, și asta nu spun neapărat din școală, de la mine, pentru că nu am ținut legătura doar cu cei care lucrează doar în școală acolo la noi. Am vorbit și cu dascăl din alte școli. Și zice, uite, nu am, calculatorul îmi este stricat, laptopul nu are cameră video, telefonul se întâmplă, uite, mai nu e din cel performant. Nu ține bateria, un exemplu. Nu ține bateria. Spune. Asta pe partea tehnică, dar pe baricada celor care se transmită, da? A profesorilor, a cadrelor didactice. Pe cealaltă parte... Vă spun în școlile de acolo de unde am lucrat concret.
Sunt copii, da, într-adevăr. În ziua de astăzi nu există familie, sau cel puțin majoritatea, să nu aibă un telefon în casă cu cameră foto, pentru că... Un device. Așa. Însă, ce ne facem atunci când telefonul acela, de telefonul acela, se folosesc 3, 4, 5 membri ai familiei? Exact. Ce te faci în momentul în care telefonul acela are o cartelă, dacă nu este reîncărcată, adică îți trebuie bani ca să ai internet? Apoi, ce te faci că distanța este așa și, eu știu, releuri sau nu cunosc foarte bine chestiunea asta și semnalul. Nu ai semnalul. A, așa, uite că m-ai ajutat, mulțumesc. Semnalul pică sau nu e bun. Și... Sau ar mai fi o problemă din punctul meu de vedere și tu confirmi sau infiri, ce te faci în condițiile în care sunt oameni necăjiți, stau într-o singură cameră, uh-huh, sunt ceilalți frați sau părinți, da, și el trebuie să fie atent la ceea ce vede pe tabletă și nu se poate. Și nu se poate concentra. Și asta și mai auzi și din spate, da, alte și asta discuții. Nu s-a întâmplat, nu se întâmplă numai în familiile cu o condiție materială precară și nu au spațiu și nu au așa. Se poate întâmpla și în casele mai mari. Casele mai mari, pentru că au frați mai mici care plâng. Nu putem să facem o cameră izolată fonic și să nu plângă cel mic, că plânge. Ca dacă televiziune. Ai, da, așa. Să nu se audă zgomotul din camera cealaltă. Cel mic plânge, nu pot să faci. Au ai un cățel în curte și latră și se aude. Mai bate și vecina la geam. Da, în spirit de glumă, da, așa este. Cu toate acestea, am reușit să ținem legătura cu elevii noștri. Am creat grupuri de WhatsApp, am creat grupuri pe Messenger, am trimis materiale, am primit răspunsuri de la copii. A fost mai greu cu corectatul materialelor. Pentru că... De ce? Pentru că trebuie să stai cu ochii doar acolo, să fii atent și la un moment dat, ca să nu spun că după anumită vârstă, te mai lasă și privirea și oboseala este foarte mare și s-ar putea... Și concentrația iarăși. Exact, nu te poți concentra foarte bine și s-ar putea să-ți scape ceva și tocmai asta nu doream să-mi scape și la fiecare să îi scriam și acolo. Și încerci totul să fie perfect. Să fie bine, așa cum erai obișnuit în momentul în care copilul îți aducea lucrarea, portofoliul, caietul și îi explicai și nu neapărat cu acea culoare roșie. Nu, pur și simplu, uite, corectează, uite, vezi că aici ai greșit, refă răspunsul ca să văd dacă ai înțeles cum ți-am explicat a doua oară. O metodă didactică foarte înțeleaptă din punctul meu de vedere, pentru că vă apropiați foarte mult de elev și așa cum am spus... Asta este și scopul. Dacă mie mi-a plăcut foarte mult domnul Trandafir de Sadoveanu, am încercat și sper că mi-a reușit. Sper. Asta pot să o spună elevii mei. Corect. Să abordez cu plândețe, cu apropiere, da? Sunt situații în care trebuie să fii ferm, pentru că altfel nu situația se poate. Situația o impune, exact. Situația o impune, dar asta nu înseamnă că trebuie să scoatem bâta, cum se spune. Acum, drept este că și unii elevi nu au fost atât de receptivi. Și asta nu spun doar la nivelul școlii în care lucrez, repet. Și nu a existat o modalitate, aș spune de constrângere, dar poate e prea mult să spun, de control, da? Ca să poți să îi spui, trebuie să faci tema asta. Acum, el îmi spune, nu am avut semnal. Mi-a picat netul. Mama nu are bani să-mi trimitea un mesaj, nu are bani să-mi încarce cartela și nu mai îmi expiră în această seară, de mâine nu mai pot intra. Lucrurile astea nu pot fi verificate, corect, da? Lucrurile acestea nu pot fi verificate. Și atunci ne-am văzut în situația în care, ok, trebuie să crezi pe toată lumea, da? Pentru că nu ai control și nu ai de unde control să știi cum stau lucrurile în realitate. Exact, da. Nu știm ce se va întâmpla din septembrie.
Stai că ajungem și la acest aspect. Mai am o întrebare. Spune. Elevii pe care îi ai sub control, toți dețin tablete? Nu, sub nicio formă. Este exact ceea ce ți-am spus. Deci am elevi ca au un telefon. Și ar mai fi și continui. Da, au un telefon, sunt familii cu mulți copii și un singur telefon pentru 3, 4, 5, depinde cât sunt în casă. Și s-ar putea telefonul, nu că s-ar putea, sigur telefonul ăsta e al mamei sau al tatei, da? Și dacă mama și tata sunt plecați la munca cu ziua până la urmă, sau la serviciu, ce face copilul? Și ar mai fi o problemă. Știu din de la verișoara mea că erau trimise materiale care trebuiau imprimate. A trebuit personal să-și cumpere imprimante astfel încât să le scoate pe hârtie și ele și ea, să fetița să poată învăța. Era necesar și în cazul tău? Am încercat să trimit fișele de așa natură încât să poată fi scrise doar rezolvările pe caiet. Da, pentru ca elevii mei să nu fie puși în situația în care se ducă să caute imprimantă sau cine pentru are că e destul de dificil, și mai ales deplasarea în mediul... la oraș. Păi dacă se deplasa la oraș pentru a trage fișele acelea... Și cozile erau imense. Cozile erau imense și știm cum se la centrele făcea de copii. Așa. Am încercat pe cât posibil, da, și să formulez în așa fel cerințele încât doar răspunsurile să fie scrise pe caiet pentru a nu lăsa cu spații, completări și așa mai departe. Le-ați și ușurat munca în felul acesta? Le-am ușurat munca și nu vorbesc numai eu toți, dar am avut colegi care au abordat o metodă. Altă metodă, da, exact. Cu mașina lor s-au dus și au împărțit fișe din poartă în poartă la elevi. Sau au lăsat la un magazin acolo. Din sat unde se întâlnea lumea. Da, unde se întâlnea lumea și pe clase. Astea sunt fișe. Dacă vine așa și spunea, scria pe grup, am lăsat fișele la magazin. Uite câte modalități s-au găsit astfel încât da, să dar se poată desfășura în condiții. Sigur. A fost un sacrificiu din timp, partea... Timp, bani, exact. Benzină. Da. Cu siguranță. S-au sacrificat efectiv pentru a putea... Și acum să-ți spun și de copilul meu, pentru că am spus că voi aborda problema. Hai să auzim de Edi puțin. Edi. Și tu ca părinte. Da, eu ca părinte, deci dacă Edi a fost încântat că stă acasă, că nu se mai trezește dimineața, că nu mai este... A regretat la început că nu se mai întâlnește cu colegii lui, că nu mai vede pe doamna. Au început orele online. A simțit nevoia să fie în contact direct cu doamna învățătoare, a simțit nevoia să fie în contact direct cu ceilalți copii, dădeau drumul la Zoom cu 5 minute mai repede și se salutau și vorbeau și mai povesteau ce mai povesteau pe acolo și îmi spunea, nu mai vreau, vreau la școală. Mama, dar uite, tu stai, pentru cei mici, ora online era de 20 de minute, da? Zic, da, uite, tu faci o oră de 20 de minute, apoi ai o temă, îți ia jumătate de oră maxim să faci. Zic, la școală să te ai 8 ore, fiind la... Și a zis, nu, eu vreau la școală. Lucru mare. Deci copiii erau doriți să funcționeze în mod normal, să meargă dorit, la școală, exact, să socializeze, exact, să învețe direct de la sursă. Exact ceea ce spuneam, să simtă încurajarea doamnei învățătoare, să primească... acel zâmbet, socializarea cu ceilalți copii, în primul rând. Era absolut necesar și uite, tu ai trăit această experiență din ambele puncte de vedere, să zic așa, și ca profesor și ca părinte și ți-ai dat seama de fapt de nevoile reale ale elevului, de asta ai știut cum să aplici și, totul astfel încât să te apropii de ei. Eu sunt convinsă că majoritatea învățătorilor, profesorilor au făcut lucrul acesta și nu mai spun că și în învățământul preșcolar, adică la grădinițe, la cămine, au primit și au făcut și au avut sarcini de lucru. A fost mai greu pentru părinții care lucrau și atunci nu puteau să stea dimineața sau copilul, dar s-au trimis și acolo fișe. Oricum este foarte greu să lucreze online. Cunosc persoane din învățământ care se plângeau de același lucru. O întrebare pentru viitorul apropiat, ce prevezi? Ce se aude? Nu știu. Nu știți încă? Nu știu. Nu știu pentru că am văzut diferite variante.
Toată lumea își dorește să se reîntoarcă acolo în sălile de clasă. Dacă vor continua sau va continua această pandemie, epidemie, nici nu știu cum să-i mai spun, probabil că învățământul online ar fi soluția. Există riscul contaminării, mai ales cei mici, pe care nu poți să-i strunești, iar așa ei nu înțeleg foarte mult. Dar dacă mai avem puțin, mai avem câteva minute, așa, da, la dispoziție, vreau să-ți povestesc despre întâlnirea cu elevii de clasa 8-a, că de pe 2 iunie, elevii din clasele terminale au avut cele două săptămâni de pregătire. Așa. A fost un sentiment foarte ciudat și chiar vreau să spun, am scris și un articol, eu am rămas oarecum marcată de acel moment. După cum ți-am spus, elevii sunt foarte dezinvolți. În momentul în care au intrat și au respectat acea distanțare la intrarea în școală, igienizare, dezinfectat măștile, în bancă, nu mai multe, deci era o distanțare, nu i-am auzit în pauza de 10 minute, nu a vrut nimeni să iasă în pauza de 10 minute. Niciun. Interesant. Mi-era dor să aud o ușă trântită, să aud o gălăgie, să aud un țipăt. O hârtie aruncată. Ceva. Un burete sărit. Deci, mi-era atât de dor și am spus că dacă mă voi întoarce la școală, n-am să mai spun așa, nu mai face gălăgie sau nu mai izbi ușa, nu le mai spun. Asta spun eu că la început, după aceea când obișnuiești, gata. Au fost și ei marcați. Și chiar s-au comportat exemplar, cel puțin la noi, am vorbit și cu colegii și cu directorul școlii, au fost marcați de toată această nebunie, aș putea să spun, ceva pe care nu am întâlnit, sper să nici să nu mai întâlnim de acum încolo. Sperăm să nu. Dar s-a văzut că distanțarea fizică a fost până la urmă între ei distanțare socială. Pentru mine nu-i unul și același lucru. Distanțarea fizică și distanțarea socială, pentru mine nu-i unul și același lucru. Și nu este. E părerea mea și nu vreau să... Nu, ai perfectă dreptate, pentru că chiar nu este. Dar, din fericire, astea sunt vremurile în care trăim. Da, sunt vremurile în care trăim. Nu știm cât va mai ține. Sper din tot sufletul pentru copiii noștri să se reia cursurile, să poată să ajungă peste tot acele tablete, laptopuri, nu știu, ce da, tot ceea ce au nevoie să se desfășoare, tot să se bucure de privilegiile astea, da, de aceste privilegii și în același timp trebuie să menționez că și părinții trebuie să fie foarte conștienți că și ei au o parte de implicare în actul educațional. Nu doar elev, profesor. Dincolo este partea și părintele care, da, îl susține. Dincolo, în spatele elevului, după acest ecran, da, se află și părintele. Și fără el nu putem să facem ca actul educațional să fie așa cum ne dorim. Ai perfectă dreptate, sunt total de acord. Sunt convins că părinții conștientizează acest lucru și majoritatea din ei chiar depun eforturile necesare astfel încât elevul, copilul lui să poată învăța și să fie la un nivel optim de învățare. Coca, îți mulțumim frumos pentru... Da, timpul a trecut din nefericire, ca de mulțumesc obicei. Și eu pentru invitație și mulțumim. Mi-am dorit de mult să fii prezent în emisiune. Uite, a sosit și clipa asta. Eu mai aveam întrebări și personale din viața privată, însă timpul... Ca de obicei. Poate altă dată, cu o altă siguranță ocazie. Cu siguranță și în altă emisiune, în care ne vei povesti multe lucruri interesante pe care întrebările deja eu le-am pregătite. Am înțeles. Dar ne găsim un timp și pentru acest lucru. Stimați telespectatori, mulțumim că ați fost alături de noi. Mulțumim încă o dată, Coca Cosma, pentru prezența în emisiune și te așteptăm și în celelalte emisiuni. O seară minunată să aveți. Rămâneți alături de noi. La revedere. La revedere.